Zoli Molnar este invitat astăzi la Vieți Transformate. Prin anii 90-93 a fost plecat în Germania la cules de căpșuni. Acasă, oamenii se rugau pentru el, cunoștințele, prietenii, rudele. Zoli, bine ai venit la Vieți Transformate. Mulțumesc de invitație. Cum a început căutarea ta după Dumnezeu? Sincer, n-am. Probabil în subconștientul meu am căutat, ceea ce nu știam. Dar, pe scurt zis, fratele meu s-a întors prin, mai știu, februarie, martie, 93, pe acolo, a început. Și tot venea la mine cu o carte groasă și mă arăta anumite pasaje. Și zice, ce zici de asta? Și eu citeam și, bă, interesant. Și peste un timp anume iară venea. Și la un moment dat... Era Biblia. Da, era Biblia. Și eu nu știam, de-aia zic o carte, că nu știam. Atunci, că n-aveam nicio tangență cu Dumnezeu, nici din părinți, nici din păcate. Nu, nici când ai fost mic, n-ai fost dus la biserică? Nu, nu. Singurul lucru ce am amintesc, bunica, când eram noi mici, de la Târgu Mureș, seara, se punea în genunchi să ruga lângă patul nostru. Atâta. Dar în rest, și aia a fost, de mult, au murit în 74, noi eram copii, deci aveam, cred că, 9 ani când a murit bunica. Da. Și... Ok, venea fratele meu, arăta aceste versete, nu? Care nu știam eu că sunt versete și păreau interesante. Și plecasem în Germania, la cules de căpșuni și am vrut foarte mult să iau cartea aceea cu mine, Biblia. O Biblie groasă, ungurească, scos de reformați. Și am vrut să o bag în rucsac și mama a văzut-o. Văzând mama, a zis, nu e cu nimic cu tine, că iar o să ai surmenaș, așa. Deci, în paranteză, dacă pot să mărturisesc, am avut vreo 11 ani de depresii, cu spitalizări vreo 4. De la 17 până la 27, până Dumnezeu m-a întors aici la ea. Și a zis, mama, nu, că probabil o să te obosești iarăși și nu te duc cu tine. Bine, nu m-a lăsat să duc. Din ce cauze ai avut atunci depresii? Cauzele putem să enumerăm, dar ce ne-am gândit noi după aia și am început să descoperim, că și tata a avut, că probabil au fost niște lucruri negre în familia noastră, vorbind din străbunici. Da? Pentru că, dacă am intrat acum, divagăm puțin, străbunicul meu s-a sinucis, bunicul meu s-a sinucis. Tata a avut tentativă, eu am avut tentativă. Se pare că și din străbunici, după cum am cercetat. Da. Și noi am, atunci cu fratele meu, după ce am întors la Dumnezeu, merg puțin înainte, zis, mă, aici trebuie să fie ceva. Frații care au mai în vârstă în credință, zis, mă, aici e ceva, diavolul se joacă cu voi. Că eu, după ce am întors la Dumnezeu, am avut încă un atac foarte interesant, ultimul, fără putere, slavă Domnului, și tata iar avea. Și când era bine tata, că și el a mai fost aici. A încercat să se apropie, dar nu știm dacă a fost sau nu a fost să întoarce. Noi sperăm că a fost întoarcere. Și atunci eu zis, mai Zoli, trebuie să ne apucăm, să postim, să ne rugăm. Căci astfel de lucru nu este numai cu post și rugăciune. Asta a fost ca context din trecutul meu. Și atunci, revenind la Biblia, pe care am vrut să o pun în rucsac, n-am pus-o și am luat un... Am avut o bibliotecă mare, părinții mei, citeau foarte mult și am avut un Spurgeon pentru fiecare zi o rugăciune. Și aia, fără să vadă mama, era mai, nu era așa groasă ca și Biblia, am pus-o în rucsac fără să vadă și am plecat în Germania. Și acolo, fiecare seară, în corturi eram găzduiți, trebuia să duci corturile, și în corturi eram găzduiți și în fiecare seară puneam lanterna pe umăr și citeam măcar o rugăciune. Asta 3 luni de zile până am stat acolo. No, și frații între timp, cum au zis fratele, după ce m-am întors eu la Dumnezeu, că dacă știi câți au plâns, au genunchiat pentru tine și au strigat, zice. No. Și asta a fost rezultatul, că Dumnezeu a lucrat la inima mea, prin Spurgeon, prin frații dragi care s-au rugat. Și uite că într-o bună dimineață, când fratele meu a avut nunta lui, seara, să revin, Dumnezeu nu știu ce, dar cred că m-a cercetat, pentru că am vrut foarte mult să mă rog. Să-l caut pe Craig și să mă rog pentru el.
nu știu de ce. Era pastorul, da. Era un misionar american. Iar care a început misiunea aici. Care a înființat o biserică în România, în Timișoara. Exact. Casa Luminii. Casa Luminii. Și am zis că, uite, cred, vreau să vorbesc cu tine. No, el a zis, hai să vorbim. Și m-a întrebat cum a fost în Germania. Și am zis, mă, a fost bine, totul e bine, oamenii sunt foarte drăguți, ca și nemții, foarte amabili, respectabili, totul e curat. Condiții bune, zic, dar mă simt gol, totuși, zic. N-am simțit nimic care să mă atragă, zic. Și i-am spus așa, zic, eram pe plantația de căpșuni și la un moment dat, zic, mă ridicam, că mergeai mult șezând în pup. Și la un moment dat oboseai. Așa, adunai căpșuni? Da, da, asta e sistemul. Da, în mersul piticului, vorba bine. Și mă ridicam acolo pe plantație, de mult o să mă odihnesc, mă uitam așa în zare și vedeam oamenii cum culeg, colegii care erau acolo cu noi. Și am zis, Doamne, ce... Doamne, nu știam eu de Dumnezeu, dar ziceam, ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Niciodată nu eram după bani, nici nu am vrut să merg. Numai ex-prietena mea cu care am fost 6 ani de zile, hai să mergem că facem bani acolo. Bine, la urmă am cedat și am mers. Și am zis, ce caut eu aici? Și vedeam oamenii cum merg în față, colegii, și am zis, ce e asta? Asta trăiesc eu? Asta e viața? Și aveam momente scurt circuite de astea, de mai multe ori în 3 luni. Bine. Și asta am povestit la Craig acolo, când am stat jos, când o vin înapoi la 12 formă sfert seara, la nuntă. Și a zis el la un moment dat, eu vreau să mă rog pentru tine. Și eu, care în viața mea nu m-am rugat, i-am zis, Craig, aș vrea și eu să mă rog pentru soția ta, că știam care e cancer. Și așa a început. Și atunci am plecat capul, Emil Kinley cu Gai Bucătarul sub masă, noi deasupra la scaune și am început să ne rugăm. Bun, asta a fost seara, pe la 12. Noi am dormit aici cu un foarte bun prieten al meu de la teatru. Am lucrat la teatru 5 ani de zile, la teatru german, el la teatru maghiar. În Timișoara. Da, în Timișoara. Și am rămas aici să dormim, frate mi s-a retras, totul ne-a plecat. Și dimineața la biserică. Da. Și dimineața la 7 ne-am trezit că el trebuia să meargă la lucru, i-am dat drumul și vin înapoi singur în biserică și mă plimb. Mă plimbam. Am vrut să mă culc, nu puteam, iar m-am ridicat și m-am plimbat și în moment dat am căzut jos. Căzut jos și, nu știu, m-a coprins o... Nu știu, cred că aia a fost ziua când Dumnezeu m-a întors, efectiv El m-a întors la El. A început să plâng, să mărturisesc toate păcatele ce El mi-a adus aminte prin Duhul Lui. Da, știu te-a învățat că... cineva că trebuie să plângi, să-ți mărturisești păcatele? Și a fost efectiv, a fost întâlnire cu seara Duhul cu Craig, a fost prima mea care nu știu cum am zis, eu vreau să mă rog, nu știu, da. Pentru soția ta, că m-am rugat, nu m-a învățat nimeni să mă rog. Bun, și... Asta a fost a doua zi, dimineața la 7, m-am plinat, am căzut jos și eu am început să plâng și să mărturisesc tot ceea ce am făcut cu eu greșit. Mi-a dus, cred că Dumnezeu aminte, că nu veneau efectiv fără să mă chinui, curgeau efectiv. Și m-am trezit că acolo adunat jos, că era soare deja sus, probabil ora 10, nu știu, vreo 2-3 ore am stat acolo așa. Și copace de nu pot să vă povestesc. Nu pot să vă povestesc. Deci a fost și prezența a fost ziua. Clară. A Duhului Sfânt peste tine. Da, și aia a fost 7 noiembrie, asta 8 noiembrie dimineața a fost. 7 noiembrie a fost nunta. Și nu. De acolo a început după aia toată lupta care a venit după aia. Au fost vremuri frumoase, dar na, au urmat și vremuri grele și sunt și acum vremuri grele pe care trecem cu fiica mea. Și... Dar... Crezi că acea revărsarea Duhului Sfânt peste tine poate fi experimentată de oricine altcineva? Sigur că da. Eu zic că... De ce te-a umplut Dumnezeu atunci pe tine? De ce a coborât prezența Lui peste tine? Deci în momentul când un om se prăbușește în genunchi, în rugăciune, în lacrimi, mărturisindu-și păcatele, cum spuneai, chiar păcate de care nu ți-ai fi amintit în mod normal. Da. El mi-a amintit, sigur. Exact, ca să facă o curățire de plină. Crezi că este accesibil pentru oricine? Pentru oricine. Cum zice Hristos că El a murit pentru oricine. Pentru oricine. Nu există om, nu este păcat pe care nu poate să-L ierte. Și eu cred în toată ființa mea că fiecare om îl caută pe Dumnezeu în adâncul ei, în subconștientul lui. Fiecare om, ca să fiu mai simplu, că poate oamenii să zic că văzând emisiunea asta, că iară frații ăștia pocăiți și așa mai departe,
să nu fiu așa cu un limbaj de ăsta religios. Deci orice om care vrea adevărul, să zic așa, că eu așa m-am dat seama, că am vrut adevărul, nu-mi plăcea minciuna niciodată, nu-mi plăcea să fur, chiar dacă am furat ce am mințit, deci nu zic, copil fiind sau adolescent, deci mi s-a întâmplat, da? Dar orice om, eu cred că în adâncul lui caută adevărul. Și adevărul este Dumnezeu. El spune, eu sunt adevărul, eu sunt calea și El este adevărata viața, dacă găsești adevărul adevărat, care duce spre veșnicie. Deci tu, în mod sincer, l-ai căutat pe Dumnezeu, ai făcut un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o mie spre tine. Da, eu nu pot să zic că l-am căutat pe Dumnezeu, dar asta a fost în subconștient. Da. Căutam bunătatea, căutam adevărul, deci și El a avut milă și har și... Cred că oricine, orice om din lumea aceasta caută bunătatea, adevărul, împlinire, fericire, liniște sufletească. Da. Și eu cred. Și eu cred că pentru că eu cred că așa am fost creați. Deci dacă Dumnezeu spune că am fost creați după chipul și asemănarea Lui, cum poți să faci ceva, să plămădești ceva din ură? Eu zic că numai din dragoste. Și plămădind din dragoste, acel om va da dragoste dacă rămâne în lângă Dumnezeu, să zicem. Cum rămâne, să zicem, să dau o analogie, fiica mea lângă mine, da? Dacă eu învăț bunătate, dragoste, lucruri bune, atunci ea va dori să facă astfel, să trăiască astfel când va crește mare. Da. Cum s-a schimbat viața ta? Cum a decurs viața ta? Din 1993? 93 s-a întâmplat asta. 93 sunt mulți ani. Cum a decurs viața ta? Să intrăm în detalii? Nu. Nu știu cât timp avem. Mai avem un sfert de oră. Ok. În momentul când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a scos din teatru. Deci efectiv m-a scos după 5 ani de zile, bun, cu scântei, cu ăsta, și m-a scos efectiv din teatru. A fost o pauză mică, să zic așa, paranteze, tot timpul am avut de lucru și înainte să mă întorc la Dumnezeu, de la 16 ani lucrez, a fost la seral și de la seral trebuia să lucri pe timpul Ceaușescu, așa, și până ziua de azi eu tot am lucrat. Și atunci a fost o pauză mică, la care ziceau frații, păi nu te rogi, păi nu te rogi, trebuie să te rogi cu foc să... Și nu la mult timp, la ce a zis unul din frații asta, unul din liderii de pe atunci, vine un frate drag care am zis că mai umblă și el astăzi la Sfânta Treime, Emil Basket, și a zis, Zole, am o zică cauți de lucru. La Biserica Sfânta Treime din Timișoara. Da, Sfânta Treime din Timișoara acum. Deci am o zică cauți de lucru. Și zis, da, hai cu mine. Și în seara aia ne-am dus unde lucrează el, la piesă auto, unde în viața mea n-am lucrat în piesă. Nu știam ce e parbriz, ce e lunetă, cum se deosebește, deci lucruri elementare. Și am ajuns acolo, nu a fost acolo patron, la două zi dimineață totuși a venit, m-a văzut, de când vrei să lucri? Acum. Nu, bine, vine mâine la 9. Și de momentul am lucrat acolo vreo 5 ani, aproape 6, la un magazin non-stop de piese auto străine, după aia au deschis și Dacia. Și... după aceea, să continui, la un moment dat am ținut legătură cu frații care aici au început o lucrare cu copiii străzii. În Biserica Sfântă Treime. În Biserica Casa Luminii. Casa Luminii. Deci cei care s-au întors atunci la Dumnezeu, la Casa Luminii. Și la un moment dat, cei care erau mai serios implicați au zis, domnule, ar trebui să facem ceva, că așa nu merge, adică nu merge, că îi aducem aici, ei toți se întorc la stradă. Și să facem ceva în tip familiar. Bun. Primul pas a fost, merg înainte să demarat, să o sunt București, să o legalizat și să o deschis Casa de Fete, unde acolo am lucrat după aia aproape 10 ani de zile, care s-a deschis în mod următor. Deci frații care s-au implicat mai serios, la mine mi s-a născut fata între timp, ne-am căsătorit, mi s-a născut fata, și eu m-am retras și de-aia m-am dus la piesa auto, când vrea ceva bani să lucrez. Legalizarea acestei asociații s-a făcut între timp ce lucram eu deja. Și... ok, s-au deschis și ei s-au rugat. Zice, pe ce să facem? Că băieți cu fete nu putem să ținem. Și atunci au zis, hai să luăm o săptămână de rugăciune și ne rugăm fiecare și ce vorbește Domnul, aia se va întâmpla. Da? S-au rugat toți, s-au întâlnit după o săptămână și la fiecare i-au vorbit că fată. Și au deschis Casa de Fete astfel.
Bun. Deci asta curgea. Au trecut vreo 2 ani de când era deschis, sau 3, nu mai știu. Nu vreau să mint. Și la un moment dat mai vizitam din când în când acolo, pe Cerbu și pe frații care lucrau acolo, și copii, fetele care au acolo. Și la un moment dat, fratele ăsta, dragă meu, Cerbu, mă întreabă acolo, stăteam așa jos pe iarbă, acolo în curte la copii, la casa de fete, și zice, măi, tu vrei să lucrezi toată viața în piesa auto? Și am o străfulgerat acea întrebare și m-a pus pe gânduri. Și atunci am zis, hai să ne rugăm, măi. Hai să ții tu un timp de rugăciune și vorbim peste o săptămână. Bun, m-am dus acasă și, într-adevăr, m-am pus pe gânduri mult. Și chiar citeam o carte a lui Bill Wilson. Bill Wilson fiind un mare frate care se ocupă de copii săraci din state, din cartiere marginașe, și povestea vieții lui în cartea aceea. Și citind cartea aia, mi-a vorbit clar Dumnezeu de acolo, și încă m-a sunat vreo un băiat sau doi de pe stradă care aveau nevoie, și asta a fost joi, și am zis, gata. Ăsta e răspunsul. Mă sună un copil, mă sună un copil, citesc cartea lui, și în cartea lui atât de profundă e și atât de, cum să zic, m-a atins, că și acolo vorbeam pasajul ăla unde am ajuns atunci, când mă cerceta Dumnezeu, zicea că el nu va sluji bogaților, că e plin de săraci lumea asta și au foarte mare nevoie, bogații se descurgă. Și atunci asta m-a pus pe mine pe gânduri, pe ce fac, am început o lucrare aici cu ei, m-a tras inima aici. M-am dus că nu, era nevoie de bani, că trebuia să-ți crești familia, nu copilul. Nevasta nu lucra, nu? Și Dumnezeu în joia aceea mi-a vorbit și a zis clar, toarce-te la copii, la cei sărași, la cei nevoie. Și așa l-am sunat în seara aceea, uite, e joi, nu așteptăm duminică, zic, vin la voi. E foarte bucuros, sigur. Atunci am făcut o ieșire, stăteam la Sfânt Andrei cu soția, cu bicicleta, cu fata în spate. Ne-am dus, stăteam pe Lidia, în cartierul Girocului, la soția mea, și am mers cu bicicleta până în Sfânt Andrei, la ei, într-o seară. Da, acolo stăteau ei. Și am stat de vorbă la un foc mic, acolo făcut ei. În curte, am vorbit, am mâncat ceva și ne-am rugat. Că a zis, ești sigur că vrei să vii? Că acest pas nu e o joacă. Și a zis, e sigur. Am povestit ce m-a vorbit Dumnezeu, cum a vorbit. Ne-am rugat și acolo și așa a fost, că atunci m-am hotărât și am venit la ei și am slujit la ei, cu ei împreună, 10 ani de zile aproape, cu casa de fete, paralel a fost un centru de zi pentru copii străzi și paralel am început o casă de băieți la Iarnova, care astăzi e deschisă din 2007, cred că, mai mult, s-a început și nu mai știu, nu vreau să mint. Dar e deschisă și ea. S-au construit aproape 10 ani, am construit grecălea aia. Că fondurile au venit din donații. Din donații în continuu. No, și asta a fost munca noastră 10 ani de zile. 3 domenii, casa de fete, centru de zi cu băieții, cu copiii străzi și o casă de băieți în pregătire, în construcție, cu animale, după aia acolo și... No. Ce anume te-a determinat să te implici în lucrări care... de îngrijire altora, a semenilor noștri, care probabil nu sunt foarte bănoase. Ce anume te-a determinat? Da, păi... Acea chemare a lui Dumnezeu atunci? Da, da, acea chemare și, cum v-am mărturisit, niciodată pentru mine nu au fost importanți banii. Nu au fost și nu sunt, pentru că înainte nu m-am dat seama, dar acum, umblând cu Dumnezeu, să zic așa, dacă pot să zic, am dat seama că nimic nu stă în lumea asta fără bază spirituală. Deci degeaba ai partea materială, dacă spiritual, da? Dacă în adâncul sufletul tău nu ești împăcat, n-ai pace, n-ai sănătate, atunci totul se poate ruina. Poate să înflorească o vreme, ca și bradul acesta frumos, dar după un timp se va ruina. Pentru că nu are bază. Și baza e numai Dumnezeu și credința în El. Altfel, nu pot. N-am cum să zic altfel. Asta e experiența mea din 93 încoace și numai binecuvântări mi-a dat Dumnezeu, numai
daruri și încercări. Nu vreau să colorez foarte roz, pentru că vestea bună este vestea bună, că viața e prin Dumnezeu adevărată și duce la veșnicie, dar este prin încercare de multe ori, prin foarte mari încercări. Așa cum și Iisus Hristos a arătat și a spus că voi fi bătut, am fost scuipat, da? N-am fost dorit, așa veți fi și voi. Și asta toată lumea, cine crede în Dumnezeu și vrea să umble cu El și vrea să cunoască viața veșnică, trebuie să fie conștient că vin și vremuri în viața omului în care sunt grele, sunt foarte grele, dar totdeauna poți să treci cu izbândă, pentru că e o mână tare, e un braț tare acolo care spune că ești scris în palma mea. Crezi că ești pregătit chiar și pentru persecuție, pentru... Da, m-am gândit. Moarte? M-am gândit. Cred că puțin... Vreau să mă pronunț foarte... Copiii lui Dumnezeu nu s-au gândit. Da, nu vreau să mă pronunț, că eu sunt foarte curajos, dar... De multe ori m-a cercetat Dumnezeu, lucrând și cu misionari din străinătate în această casă de fete și copii străzi, casă de băieți, unde au fost foarte mulți voluntari de afară, oameni mai în vârstă, oameni cu experiență mai mare ca mea, cu mult mai mare, și la un moment dat m-am gândit, măi, deci unii din ei au fost, de exemplu, și în zona Afganistanului, unde o fată, de exemplu, de misionar, care a povestit că după ce s-a întors acasă, la o săptămână, au murit toți colegii lui, toți colegii ei, fiind creștini, toți au fost creștini. Și toți știau, și ea știa că dacă merge acolo e pe muche, adică ori va trăi, ori se va duce la Domnul, pentru că asta e chemarea. No. Și m-a cercetat de mult Dumnezeu și am zis, măi, dacă trebuie să merg și cu pandemia asta, sau cum să o zic, cu făcătura asta care este acum, cu COVID-19, deci m-am gândit și mulți, au zis, măi, dar nu ți-e teamă, tu mergi. Zic, merg, încerc să țin și eu regulile, ok, pun o mască, mă spăl, dar eu sunt conștient că ceea ce se vrea cu toată treaba asta, nu vreau să intru în detalii, este ca noi, tu și eu și ceilalți care se uită acum, să ne distanțăm. Să nu mai fie dragoste între noi. Ținta... Și aia, când ai dragoste, e începutul morții. Ținta dintotdeauna pentru cel rău, ținta a fost închinarea. Să oprească închinarea. Exact. Închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Exact. Și am zis și la fiică odată. Și am zis, dacă trebuie să mă duc și Dumnezeu vrea, nu ca o prostie, adică nu vreau să mă spăl, să mă curăț, să mă igienizez. Nu trec strada pe roșu. Dacă Dumnezeu vrea să mă duc, mă voi duce. Asta e, deci eu sunt păcat. Nu-i... Te simți eliberat, spuneai la început, de bunicul tău, de care s-a sinucis, de tatăl tău care a avut tentativă de tine. Te simți acum eliberat de, într-un fel, acea moștenire întunecată? Da, păi scrie și Scriptura acolo, nu? În moment ce se întoarce cineva din familie, după aia va fi binecuvântarea până al... Mileniu. Da. Și asta n-am știut atunci. Mai ales când am avut ultimul atac, da? După ce am întors la Dumnezeu. Fratele meu, drag Cerbu, poate să mărturisească și în ziua de azi. Nu știu dacă va vedea că el e în Noua Zeelandă. Pleca cu familia și pe pieptul lui plângeam diminețile. Eram cu frații de aici într-o excursie în Cheile Nerei și așa m-au scos, că eram acasă cu draperiile închise. Asta după ce am întors la Dumnezeu. Deci în noiembrie m-am întors și prin, nu știu, aprilie, pe acolo, nu mai știu ce era mai, a fost un atac, încă un atac. Mama, maică m-a dus iară la psihiatru, catolic, acum după Revoluție, și așa mai departe, să-mi dea pastile, și așa mai departe, știți bine cei care poate ați trecut pe aici. Și Cerbu, fratele meu, ziceam, mă rugam pe pieptul lui în acea tabără, în Cheile Nerei, ziceam, Cerbu, uite ce bine, ce viseam. Deci îmi venea gândul noaptea să mă duc sus pe munte, să mă arunc jos. Și tot felul de chestii astea. Ei se rugau și postau toată săptămâna. Nu s-a întâmplat nimic acolo. Am venit acasă și în scurt timp, fără să ne dăm seama, dintr-o dată a plecat. Efectiv a dispărut. Slavă Domnului! Da. Și de atunci nu a mai fost. Asta a fost 94, nu? Și din 94 o să domnul meu martor și frații și serviciile pe unde am lucrat și la casa de copii unde am vorbit cu fiecare an, am avut test cu psiholog, da?
Și la una din ele am și mărturisit și a zis, nu există așa ceva. Și am zis, uitați-vă la mine. Dar cum? Zic, este un Dumnezeu care vindecă orice neputință. Deschideți cartea la Isaia 53 și veți vedea acolo. Zic acum la cei ce vor să... Da. Diferența între ceea ce face Dumnezeu și ceea ce pot oferi oamenii este că oamenii ne oferă ceva de genul prinde-te de guler și ridică-te în sus. Da. Pe când Dumnezeu a coborât El din cer la noi, a coborât Domnul Iisus Hristos și ne-a ridicat la El. La final, un minut de emisiune mai aveam, aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu cei care doresc să se unească în această rugăciune cu noi. Okay. Doamne Tată, îți mulțumesc pentru această zi frumoasă, îți mulțumesc pe acest timp de har cu care Tu ne-ai binecuvântat, Dumnezeule, îți mulțumesc că am putut să fiu și sper să fiu o mărturie pentru cei ce Te caută, Dumnezeule. Mă rog ca Tu să le atingi inimile lor, Dumnezeule, Tu să le cercetezi, Dumnezeule, Tu să depărtezi orice lucru care i-ar opri să cunoască dragostea, iertarea și calea spre mântuirea prin Tine, Doamne. Mă rog ca bunătatea Ta să se reveste peste această țară, Dumnezeule, peste acest popor și peste lumea întreagă, Dumnezeule. Mă rog să îndepărtezi Tu puterea întunericului care încearcă să frângă această lume și sufletele de această lume. Și mă rog ca Tu să aduci alinare, Dumnezeule, Tu să deschizi inimi, Tu să îndrepți minți, suflete, ca să cunoască dragostea, iertarea și mântuirea prin Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru tot și mă rog să lași binecuvântarea Ta mai departe peste România și peste fiecare suflet al Său, Doamne. Te lau și Te iubesc. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh îți mulțumesc. Amin. Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Zoli Molnar. Dumnezeu să te binecuvânteze cu puterea Lui nemărginită.